Washingtonul și puterile militare europene au insistat că nu vor trimite trupe terestre în Ucraina după ce Emmanuel Macron a declarat că acest lucru nu poate fi exclus. Ulterior, șeful diplomației de la Paris a încercat să calmeze lucrurile și a declarat că eventuala prezența unor trupe occidentale în Ucraina nu ar depăși pragul de beligeranță. Nous devons envisager de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine. Celles-ci doivent répondre à des besoins très précis. Je pense notamment au déminage, au cyber, à la production d'armes sur place, sur le territoire ukrainien. Et certaines de ces actions pourraient nécessiter une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance. We've been speaking to these sources to specify further what the French president had been speaking of. The idea is that it is now up to individual countries, neither NATO nor the European Union, to decide whether or not there should be further engagement. The important thing is that that message was strongly sent to Moscow. The idea, explained an Élysée source, of strategic ambiguity, that it was time that Moscow understood that allies may be willing to go further than they had before. Oricum, după liderii unor puteri militare europene, ca Marea Britanie, Germania și Polonia, și Casa Albă a negat planurile de trimitere de trupe în Ucraina. President Biden has been crystal clear since the beginning of this conflict. There will be no US troops on the ground in a combat role there in Ukraine. Dar, a avertizat din nou președintele Biden, dacă ajutorul pentru Ucraina întârzie și mai mult, I think the consequences of inaction every day in Ukraine are dire. Președintele american a făcut aceste comentarii către liderul republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, după o întrevedere în biroul Oval cu responsabili din Congres, întrevedere descrisă drept intensă. They're on the move. This is not some frozen conflict. The Ukrainian soldier, the time is right now. Senator Schumer just said that Ukraine couldn't afford to wait a month or two more for additional funding because it would, in all likelihood, lose the war. Is that the administration's assessment? The situation's dire. The Russians not only took Avdiivka, they've taken a couple of other towns and villages in just the last 48, 72 hours. Ukrainian soldiers on the front, I mean, they're making some real tough decisions about what they're going to shoot at and what they're going to shoot at it with. And they're running out of bullets. Potrivit analiștilor militari occidentali, forțele ruse mențin un ritm ridicat de operațiuni în jurul orașului capturat din est, Avdiivka, pentru a împiedica trupele ucrainene să se regrupeze și să construiască linii defensive. Este imperios necesar ca Putin să piardă în Ucraina, dacă Europa vrea să fie liberă, a declarat pe de altă parte Vladimir Zelensky, la Tirana, unde împreună cu premierul albanez a fost gazda unui summit Ucraina-Balcanii de Vest.